Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple sălași își vor relua activitatea doar a doua zi de Paști. Sălăjenii care vor să-și schimbe pașaportul în perioada sărbătorilor pascale trebuie să știe că nu vor putea face acest lucru în prima zi de Paști, respectiv luni 13 aprilie. În această zi, ghișele serviciului de pașapoarte vor fi închise publicului. Programul de lucru cu publicul este marți până vineri, de la 8.30 la 16.30, iar lunea de la 8.30 la 18.30, cu ocazia sărbătorilor pascale 2015, în data de luni 13, nu se lucrează. Activitatea urmând a se relua în data de 14, marți, făcând o analiză a informațiilor obținute după consultarea informațiilor de pe internet cu privire la zilele de sărbători legale, ar mai urma ca în perioada de 1 mai, în perioada de 1 iunie, a doua zi de Rusalii, în data de 30 noiembrie Sfântul Andrei și 1 decembrie Ziua Națională a României, să fie la fel zile ale săptămânii nelucrătoare. Programul va fi reluat începând de marți 14 aprilie, atunci când funcționarii se vor întoarce la locul de muncă. Instituția va avea program normal atât marți 14 aprilie cât și miercuri 15 aprilie în cea de-a treia zi de Paști.